vreau să vă arăt cum mă pregătesc pentru un antrenament, ce ar trebui să aveți o geantă la voi la sală, și iar după aceea suplimentele, cum mi le pregătesc eu. Pe o săptămână înainte. În primul rând, în geanta de sală, am așa. Prosopul, neapărat să aveți așa ceva. Și Adidas și de schimb. Kilos ciorapi, pantaloni scurți, mai eu. Este un shaker care îl folosesc pentru proteina de după. Am neseser, în care am nelipsitul deodorant, pe care e nevoie, gelul de duș, iartă în periuță din paste de dinți, parfum, gel, șervețele. Deci un neseser complet. Ok. Bun. Shaker-ul, după antrenament. În față avem căști, powerbank, încărcător, gumă de mestecat, ăsta e un suport de telefon. Atât. Să vedem partea asta. Rondelele după antrenament. Silvoița. Am și lingura. Și... Da, lingura și curculiță. Aici. Aici am bicarbonat. Folosesc câteva timp de oră sau câte puțin. Să mă mai departe. Electroliți în timpul antrenamentului. Mai mult timp cardio. Și aminoacizi, pre-workout-uri, glutamină. Astea sunt în plus, să le am tot timpul la mine în caz de nevoie. Mergem mai departe, vreau să vă arăt cum îmi pregătesc suplimentele și mai exact în jurul antrenamentului. Am niște tower-uri, se numesc acestea, care se pun una peste alta. Însă, pentru a câștiga timp, cum le pregătesc, le pregătesc pe toate odată pentru o săptămână întreagă. În momentul de față fac 5 antrenamente pe săptămână, deci o să am 5 tower-uri care, după ce sunt gata, doar mi le-am pus în geantă seara când îmi pregătesc geanta. Geanta pe care mă pregătesc încă de când sunt la grădiniță seara, îmi pregătesc geanta înainte de următoarea zi. De când am fost mic, la școală mi-am pregătit, la facultate mi-am pregătit, la liceu, tot timpul mi-am pregătit geanta o zi înainte. La fel și acum se pare că am rămas cu un obicei. Am așa. În primul îmi pun pre-workout-ul, ce folosesc înainte de antrenament. O să folosesc o cupă de pre-workout. Și citrulina. Așa. Atâta folosesc înainte de antrenament. În timpul antrenamentului, intra-workout, 5 grame de glutamină folosesc. 5 grame de aminoacizi esențiali și un pic de sare. Așa. Iar după antrenament 5 grame de glutamină. Aici este creatină, glutamină, taurină. E un complex. Și o cupă de proteină. Acesta este izolat proteic. Așa. Pre-workout. Intra-workout. Post-workout. Mai punem un geantă. Și gata geanta de sală pentru următoarea zi. Să le pregătești pe restul. Bun, am terminat. Pe 4 zile mi-s pregătite suplimentele din jurul antrenamentului. Câștig timp așa.